Da, backup sau siguranța zilei de mâine și a datei de ieri, a datelor de ieri. Trăim într-o perioadă în care nivelul datelor generat se dublează, cred, la fiecare 2 ani sau 90% din datele existente astăzi sunt generate în ultimii 2-3 ani și acest ritm va continua. Când cei de la TechSoup mi-au spus să fac o prezentare și încă nu știam subiectul, într-un fel lucrurile s-au ales și eu am picat cu backup-ul. E unul dintre cele mai plictisitoare task-uri ale mele pentru organizație, dar unul foarte, foarte, foarte important. Și am să încerc să fac prezentarea cât mai funny și cât mai ușor digerabilă, dar în același timp vreau să înțelegeți și partea importantă a acestui proces. De ce ai vrea să ai un backup? Cred că ținem minte cu toții primul an de pandemie, când a început izolarea la domiciliu și toată lumea a trebuit să-și cumpere produse necesare. Și răspunsul meu cel mai simplu este because shit happens și trebuie să fii pregătit pentru orice se întâmplă. Acesta este un anunț pus într-un campus din Statele Unite, o facultate de chimie, puteți să citiți probabil. Pe 19 aprilie după amiaza, laptopul meu a fost furat din camera 203 a unei clădiri. Dacă mi-ai furat laptopul și citești această scrisoare, aș vrea să spun că poți păstra calculatorul și aș vrea să-ți plătesc datele care se află pe drive-ul D. Este vorba despre niște cercetări pentru teza de doctorat, care s-au întins pe durata 5 ani și sunt dispus să-ți dau 1000 de dolari, poți să păstrezi laptopul și i-a dat inclusiv userul și parola, astfel încât respectivul să se poată loga și să poată să-i uploadeze datele undeva. Atât în viața personală am întâlnit foarte multe, foarte multe situații de genul ăsta și cu oameni care au venit la mine și mi-au spus: uite, Mihai, nu mai am datele, s-a suprascris cardul, mi-a format hard disk-ul, cum fac? Și le-am spus, trebuia să ai un backup. Unii dintre noi plătim un preț foarte mare pentru niște lecții pe care le învățăm ulterior. Și am să vă mai dau un exemplu. Este o poveste adevărată. Mie îmi plac poveștile adevărate, dramatice, dar spuse într-un mod amuzant. Și am să citesc dintr-un interviu dat de o colegă a noastră care lucrează tot în domeniul ONG. S-a întâmplat în 2017 și am să vă spun o parte a interviului ei. Poții nici nu au știut cât bine ne-au făcut. În momentul inițial de șoc, când am deschis ușa biroului și am văzut că nu mai erau laptopurile acolo, am fost copleșit de situație și nu înțelegeam cum poate cineva să spargă biroul și să fure de la copii bolnavi. Ulterior, reacția oamenilor din jurul nostru a fost atât de puternică încât ne-a ridicat tristețea aia fără margini. Unii oameni s-au oferit să ne dea laptop, alții s-au oferit să ne ajute cu recuperarea informațiilor pierdute odată cu laptopurile furate. Niște IT-și s-au oferit sprijinul. E minunat să-ți dai seama în momente de cumpănă că nu ești singur. Atunci, în 2017, la doar câteva zile, s-a lansat și campania și susținerea pe care am simțit-o că a fost extraordinară.
a fost o senzație de bine. Da, e, pentru mine e un e o chestie foarte, nu mi-aș dori să pățim așa ceva și sunt atât de multe atacuri cibernetice încât trebuie să te gândești doar când ți se va întâmpla și ție o chestie de genul ăsta. În cazul respectiv, deși oamenii au ajutat și IT-știi s-au oferit, este hardly improbable și imposible să recuperezi niște date care nu mai există. E vorba de zile, săptămâni, luni și ani de muncă, fără un backup. Nici cel mai bun ITist din univers nu te va putea ajuta. E minunat că oamenii încearcă să te ajute, dar în același timp trebuie să te pregătești și tu pentru ce se poate întâmpla. Acum există și GDPR, e de datoria noastră să avem backup-uri și să nu așteptăm să nu se întâmple lucrurile. Alte motive pentru care e bine să ai backup sau metode de backup implementate în viața noastră din cele mai vechi timpuri, roata de rezervă. E foarte util că în 5 minute poți să. Bine, dacă ai o prietenă care știe să o schimbe, altfel ție o să-ți ia o oră. Sau rogi pe cineva să schimbe roata de rezervă în timp ce prietena ta se uită. Dar nu e cel mai oportun lucru. Alte chestii nasoale care se pot întâmpla aici, DALL-E, pentru că îl folosim foarte mult pentru generarea de imagini, i-am spus să facă oceanul mai adânc, apa pare destul de puțin adâncă, dar e un telefon pe fundul unui ocean pe care dacă l-ai pierdut și nu ai avut backup la el, sau cam dus datele tale, s-au dus contul de bancă, s-au dus, poate aveai parolele pe el, pozele pe care nu le aveai în cloud și multe alte date importante sau amintiri pe care nu le vei mai vedea niciodată, așa cum nu-ți mai vei vedea respectivul telefon niciodată. Altă situație similară. Cum spuneam, shit happens, trebuie să fii pregătit pentru orice. Colegii mei, când li se strică laptopul sau prietenii, mă întreabă cum adică s-a stricat așa dintr-o dată și le spun, da, unele lucruri se întâmplă așa dintr-o dată. La altele poți să-ți dai seama dacă monitorizezi anumite date ale calculatorului. Unele îți dau exact ca și unui om, îl mai doare ceva, mai există niște loguri în care ai niște detalii despre, se numesc smart la hard discuri, un set de indicatori care spune când hard discul poate să pice sau să nu pice. Asta cu incendiu, trebuie să te gândești că dacă backup-ul este în același loc cu calculatorul, șansele să se ducă amândouă sunt foarte, foarte mari. Altă poveste care se poate întâmpla de când nebunia cu criptomonedele este de noul veți sălbatic, în care oamenii sau atacatorii pot să. They can get away with the money after you pay the ransom. Bine, aici your hard drive has been encrypted, probabil erau ruși sau chinezi și nu știu. Și am să vă spun o poveste adevărată și cu chestia asta. Noi la SOS România face parte dintr-o federație. Suntem în 134 de țări. Una dintre ele a fost, din cauza războiului, a fost suspendată.
Și ni s-a întâmplat la Federația Mama în urmă cu 3 ani, în urma unor găuri de securitate. Atacatorii au avut acces la serverele celor de la Kinderdorf Austria, de fapt de la Kinderdorf International, care au sediu în Austria, și au criptat absolut toate datele companiei, inclusiv sistemele de backup. Acum noi nu avem, nu știm, pentru că nu a apărut un. Nu știm dacă s-a plătit un ransomware sau dacă s-au restaurat datele de pe un backup. Cert este că aproximativ 3 săptămâni, foarte multe sisteme financiare de baze de date cu beneficiari nu a putut fi, nu a putut fi folosit. Datele nu au fost exfiltrate, nu au fost scoase, doar s-au criptat pentru a se asta cere un ransomware. Deci, ce este un backup? Un backup este o copie a datelor pe care le avem pe un calculator, pe servere, astfel încât, în cazul în care disaster strikes, să putem să le recuperăm de undeva. Bine, este o definiție foarte, foarte simplă și mie îmi place foarte mult conceptul de LE5 de pe Reddit. LE5 înseamnă Explain Like I'm Five. Și am să încerc să vă dau câteva exemple. Backup este un sistem de siguranță pentru cine nu este foarte tehnic. Sistemul de siguranță în care atunci când se întâmplă o fluctuație de tensiune trebuie înapoi puse sus. To put it back up, înapoi sus. Și de obicei mergi la panoul de siguranțe și faci acest proces astfel încât tensiunea electrică să revină, curentul electric să revină în caz. Altă paralelă cu backup este această jucărie. Noi o avem sub numele de hopa mitică. Oricât ai încercat să o dărâm, ea revine la forma inițială și anume vertical. Și a treia paralelă pe care o facem este cu tiramisu. Puteam probabil să găsesc o poză mai bună, dar la cât de famă mi este. Mi se pare ok și așa. Vine din italiană și înseamnă tira mi su, ridică-mă înapoi sus. Aparent, soțiile italienilor le făceau soților lor această prăjitură cu cacao, cu cafea, astfel încât ei să aibă energie să meargă la război. Și în IT e un concept care se numește DRP, Disaster Recovery Planning, și altul este BCM, Business Continuity Management. Orice se întâmplă, tu trebuie să mergi în continuare și am găsit această fotografie cu The Show Must Go On și nu este Freddie Mercury, este un backup al lui și nu este nici băiatul acela cu mustață din Austria, este un actor care are un rol foarte bun în filmul despre Freddie Mercury și Queen. Deci, indiferent ce se întâmplă, organizațiile și asociațiile și companiile, în urma unui dezastru, trebuie să ne regrupăm și trebuie să continuăm procesul și datele și activitatea curentă. Diferențele între home backup și enterprise backup. Acasă, în principiu, ai date personale, ai pozele
de la nuntă, dacă ai fost suficient de norocos, fie să te căsătorești sau să ai un fotograf bun și să vrei să te mai uiți la pozele respective sau nu ai divorțat. Deci acasă poți să faci backup pe un hard disk extern pe care să nu-l ții tot timpul conectat la calculator pentru că și el se poate strica. Poți să faci backup în cloud. Sunt foarte multe companii care oferă acest serviciu. Poți să faci backup pe un stick. Contează foarte mult care este cantitatea de date pe care o ai. În al doilea, în Enterprise Backup, nu ai datele tale personale, sunt datele organizației, sunt datele companiei, sunt datele colegilor tăi. Și dacă ți se întâmplă acasă să se întâmple, nu știu, the disaster struck, acasă te superi doar tu, se supără soția pe tine, dacă tu ești responsabilul cu datele. În al doilea caz se supără colegii, se supără șeful direct, se supără directorul general, se supără acționarii și când zic se supără, este un termen blând. Se poate supăra și soția dacă sunteți colegi. La ce facem backup? Sunt foarte. Organizațiile sau companiile mari lucrează cu foarte multe sisteme, lucrează cu foarte multe date. E bine să ai the big picture, să-ți dai seama care sunt toate datele respective, să-ți dai seama cum poți face backup la datele respective, pentru că nu toate datele sunt similare și nu le poți băga pe toate, nu știu, să le faci backup cu un singur program, de exemplu, sau cu. Și atunci trebuie să ai mai multe soluții de backup, fiecare să fie adaptată procesului de backup. În principiu, în SOS, noi, infrastructura noastră e destul de extinsă, suntem foarte mulți colegi, lucrăm cu mai multe sisteme, lucrăm cu foarte multe companii care sunt sponsori, donatori, lucrăm cu persoane fizice, lucrăm cu Asociația Mamă, lucrăm cu alte ONG-uri, lucrăm foarte mult cu autorități guvernamentale, avem foarte multe sisteme in place și avem o structură de servere on-premise. On-premise înseamnă la noi în debara, în camera serverilor. Avem servere în cloud, avem un sistem de e-mail, Microsoft Office 365, avem site, avem tot felul de setări, avem controller pentru wireless, avem peste 60 de clădiri care sunt, cred că, în vreo 10 locații. În total și backup poate să însemne orice. Avem site-ul cu bază de date, avem inclusiv niște mașini virtuale la care la fel trebuie să ne asigurăm că avem backup. Cum încearcă cloud computing-ul să te ajute? În principiu, cloud computing este un lucru extraordinar și cred că a schimbat foarte, foarte mult și a simplificat procesele pentru toată lumea. Dacă înainte aveai nevoie de, nu știu, o echipă de 5-10 IT-iști pentru o firmă de 300 de angajați, acum poți, poate cu un IT-ist, să ai grijă de 5 firme sau 10 firme de 300 de angajați. Cloud Computing oferă niște modalități de a te ajuta, astfel încât dacă ai șters un fișier să existe undeva în cloud să-i poți face restore, există și o versionare, am specificat asta pentru că sunt foarte puțini cei care știu că
poți aici am lucrat la prezentarea de backup și vedeți că l-am și stricat-o la un moment dat. Am vrut să fac ceva inovator, dar nu sunt un om al prezentărilor și am putut să restaurez. Deci, odată puteți să aveți acel autosave on. S-a întâmplat foarte, foarte des să am situația în joburile mele cu colegi care deschideau fișiere direct din e-mail, le editau și le închideau fără să uite să le uitând să le salveze. Acum avem acest autosave care ne permite să avem tot timpul ultima versiune, dar să știți că atât pentru PowerPoint, vorbesc de versionare atât pentru Microsoft 365, cât și pentru Google Workspace, există această versionare, există un recycle bin, pot fi recuperate după ce au fost șterse de voi, depinde cum sunt setate politicile, undeva la 30 de zile de către voi și până la 90 de zile de către administratorul de rețea. Altă întrebare destul de importantă, sau așa o văd eu, este dacă e necesar să facem backup dacă infrastructura noastră este în cloud. Și aici sunt mai multe moduri adică fiecare companie are strategia ei, sunt companii care oferă servicii de backup incluse și sunt companii care nu oferă servicii de backup incluse. Acesta este modelul Microsoft de shared responsibility, deci nu este doar responsabilitatea lor, este și responsabilitatea noastră. Practic, dacă citești acest model de shared responsibility, din el rezultă că Microsoft nu este responsabil de backup-ul datelor tale. Bineînțeles, data center-ele lor sunt foarte, foarte sigure, sunt redundante, datele tale sunt puse pe mai multe hard disk-uri, pe mai multe servere, uneori chiar și cu georedundanță, adică poți să ai datele tale atât în serverul din Irlanda, cât și în serverul din Olanda. Dacă Irlanda ia foc, le mai ai Bineînțeles, când creezi mașini virtuale, de exemplu, pentru a crea această georedundanță, prețurile sunt mult mai mari pentru că și costurile lor sunt mult mai mari. În consecință, Microsoft nu face backup la datele voastre și e bine, în principiu le poți recupera din recycle bin de către administrator, dar dacă trece perioada aia, tu nu ai datele. Dacă se întâmplă ceva cu Microsoft și au fost atacați și recent, le-a fost luat codul sursă de la multe dintre softurile lor. S-ar putea ca peste 5 ani, 10 ani să te trezești, worst case scenario, că nu le ai. Deci, da, este important să facem backup inclusiv pe serviciile cloud. Mai nou, Microsoft are o soluție. Ei au lansat cloud-ul și Office 365 și SharePoint Online în urmă cu câțiva ani, dar soluția lor de backup a venit foarte recent, puteți vedea în stânga, încă este în public preview, adică nu este o soluție finală, este o soluție de test. A fost o nișă foarte bună pentru companiile care înainte ofereau soluții de backup să vină să acopere acest lipsa lui al Microsoftului. L-am testat, Microsoft 365 Backup. Sunt pros and cons. Orice costă, noi credem că putem să generăm așa date la infinit, doar că mediile de stocare, curentul, serverele,
internetul sunt, angajații sunt destul de scumpi și atunci cresc destul de mult costurile pentru ei. Aici aveți, este un calculator al lor, îl găsiți pe site-ul lor, despre cât costă să faceți backup la ei în cloud, dacă în funcție de câte zile vreți să țineți backup-ul, câți angajați aveți, câte căsuțe de e-mail, câte site-uri SharePoint, câte site-uri de OneDrive. Noi fiind o organizație destul de mare și lucrând cu foarte, foarte multe date, inclusiv foto și video, costul este destul de mare. Cei care folosiți Microsoft știți cu siguranță că aveți și acel Azure Credits. Este tot un given de la Microsoft și puteți folosi acel given pentru a acoperi asta. Funcționează foarte bine la organizații mici și medii care nu generează foarte, foarte multe, foarte multe date. Nas este celebrul cântăreț Nasir bin Olu Dara Jones, dar nu asta voiam să vă spun. Voiam să vă spun despre aceste device-uri care se numesc tot Nas. Acronimul este de la Network Attached Storage. Sunt în principiu niște calculatoare 4, 8, 12, 16 hard diskuri, cele verticale de aici sunt hard diskuri sau cele orizontale de aici. Noi la SOS avem două, tocmai pentru a avea o redundanță cât mai bună. Practic sunt niște servere care rulează niște sisteme de operare bazate pe Linux, sunt optimizate pentru a copia datele. Datele se copiază într-un sistem RAID redundant, astfel încât dacă unul dintre hard diskuri se strică, să putem recupera datele de pe altul. Îți dă tot felul de notificări, s-a făcut backup-ul, hard-discul a picat, trebuie schimbat și sunt foarte, foarte utile. Poate fi ținut în exact unde este și unde aveți sediul, dar aici riscul este în caz că sediul respectiv este inundat, ia foc, e cutremur și cade clădirea. Având toate ouăle în același coș, s-ar putea să nu mai aveți datele. Noi avem în două locații separate. Nu pot să vă spun unde sunt, pentru că este un secret foarte bine păzit, precum o rețetă de la Coca-Cola. Așa arată o infrastructură, respectivul Network Attached Storage se pune în rețeaua SOS, poate fi în rețea sau poate fi conectat prin VPN la rețea. Se conectează cu o mufă de rețea în switch-ul organizației. Oamenii pot fi conectați prin wireless sau direct cu fir. E recomandat ca Network Attached Storage să fie conectat prin fir pentru că viteza este mult mai bună. Poate face backup atât la laptopuri, la device-uri, poate face backup la servere și ce este special la cel de la Synology sau cele enterprise de la Synology este că pot face backup inclusiv la servicii cloud, la Office 365, la e-mail, la SharePoint, la OneDrive, la Teams, pentru că odată cu Collaborative Work, Teams-ul este foarte folosit și foarte multe date sunt și fișiere și canale sunt deja acolo. Câte tipuri de backup există? În principiu, oamenii se gândesc de ce nu păstrez doar backup-ul de ieri și dacă s-a întâmplat ceva astăzi, restaurăm backup-ul de ieri și all is good. Pentru că în unele situații a avea backup-ul de ieri nu este util deloc. Dacă un fișier a fost șters acum, nu știu, 2 luni,
și nu-l mai ai nici pe backup, pentru că tu ai doar backup-ul de ieri, te trezești că nu te ajută acel backup, deși e funcțional. Sunt trei tipuri de backup, probabil și mai multe. Este un backup full, este backup diferențial și backup incremental. Backup-ul full este ceea ce îi spune și numele. Se salvează toate datele existente în momentul acela. Backup-ul incremental, diferențial, salvează toate datele din momentul în care a fost făcut un full backup. Adică dacă noi am făcut full backup duminică și luni am făcut un giga de date noi, vom avea acel backup plus un giga. Marți iau la fel backup-ul de duminică și dacă am generat și marți 2 giga de date, îi salvez pe cei 2 giga plus datele de luni. Și backup-ul incremental este cel mai eficient din punctul meu de vedere, pentru că salvează doar ce s-a făcut de la ultimul backup și nu de la backup-ul full. Astfel încât noi acum vorbim de un giga, dar datele într-o organizație pot depăși, nu știu, terabaiți întregi de date și unele dintre procesele de backup pot să dureze ore întregi. De exemplu, la noi backup-ul se face noaptea când colegii mei dorm, astfel încât să fie mai rapid și astfel încât procesul să fie și mai sigur că nu se schimbă date. La fel fac și mai multe tipuri de backup, fac și backup diferit pe cel al NAS în weekend. Dezavantajul la backup-ul incremental este că ai nevoie de toate datele, adică ai nevoie de backup-ul full și ai nevoie de toate backup-urile din toate zilele pentru a restaura. Unde păstrăm backup-urile și unde păstrăm device-urile? Când lucram la o firmă de asigurări, unul dintre backup-uri se făcea pe bandă magnetică, considerată cea mai safe. Hardiscurile, nu știu dacă știți cum sunt înăuntru, am unul pe aici, dar nu am să-l stric acum de dragul prezentării. Sunt foarte, foarte sensibile la șocuri mecanice, în principiu. Dacă în cazul unui cutremur sau dacă vecinul tău de dedesubt dă cu picamărul, este posibil ca hardiscurile tale să se strice. Când lucram la firma de asigurări, un backup pe tape era ținut într-o zonă cu risc seismic foarte scăzut, undeva în județul Alba. Sunt niște data centere și aveam și backup-uri on-premise. Dacă se întâmpla ceva, worst case scenario, mergea un coleg acolo și restaura acest backup. De ce avem nevoie de mai multe copii de backup și nu doar din ultima zi? Pentru că cred că am atins și mai devreme subiectul ăsta. În cazul unui atac cibernetic, atacatorii au acces la datele respective înainte să le cripteze cu mult timp înainte. Astfel încât dacă ei șterg date de acolo sau le criptează, în backup-ul tău, datele acelea vor fi deja criptate și încercând să restaurezi, vei descoperi că nu ai datele acolo. Și va fi o problemă. Dry runs, backups și restores. Dry run e un proces de ăsta în sine mai plictisitor decât backup-ul, pentru că este doar o simulare. Sunt ca acele fire drills. În principiu, tu trebuie să te asiguri că în cazul unui dezastru poți recupera datele alea. Deci tu ai impresia că datele sunt acolo și primești notificare că backup-ul se face.
e suficient să încerci odată să restaurezi datele și să-ți dai seama, nu știu, că erau fișierele corupte, că sistemul respectiv nu a funcționat exact cum trebuia și că practic nu poți restaura datele. Trebuie să verifici configurația, trebuie să verifici scripturile și procesele automate pe care le pui. Trebuie să verifici dacă tu, în caz că serverul tău, nu știu, se strică complet și ia foc, poți să restaurezi respectivele date pe un sistem similar, un sistem de test, poate, și să fii back and running într-o chestiune de, nu știu, poate ore, poate o zi, 24 de ore, poate 2 zile. Mai mult de atât, deja ții oamenii în loc și e o problemă. E foarte, foarte important acest proces. Eu încerc să-l fac odată la 6 luni. Până acum am trecut și noi. Lucrurile se strică, s-au restaurat foarte multe backup-uri în decursul timpului, fie că a fost un update de software de server Microsoft, fie că un server nu a funcționat sau s-a stricat. Sunt procese care se întâmplă și așa. La întrebarea și de backup, noi credem că, aici o să mai fac o paralelă cu real life, ne place termenul YOLO, you only live once, și evităm să pierdem timp pentru lucruri pe care le considerăm neesențiale. Din punctul meu de vedere, backup-ul este timp consumat, sunt resurse consumate, costă bani, dar este esențial pentru atât pentru mediul personal, cât și cel, mai ales pentru cel profesional. Și acum, dacă aveți întrebări.